este să strămească frica. Frica este singura armă pe care Traian Băsescu o mai are la dispoziție după ce 7,5 milioane de români au spus să plece acasă. Frica nu are și căutat democrație. Se știe că regimurile dictatoriale sunt cele care au dorit să supraviețuiască prin propagarea unui sentiment de teamă, dar toate au sfârșit prin a fi înlăturate. Având în vedere evoluțiile recente, care depășesc orice cadru democratic și sunt total nefirești pentru un stat de drept, îi cerem fermului Traian Băsescu să înceteze cu instigarea instituțiilor statului împotriva propriului popor. Să înțeleagă că nu există nicio instituție a statului mai puternică decât 8 milioane de români. Să înceteze cu amenințările publice și cu vendeta împotriva reprezentanților diferitelor instituții și a liderilor politici care îi sunt adresați. Am văzut cu toții cum președintele suspendat a amenințat public mai multe persoane și, întâmplător sau nu, a doua zi, pacientul a deschis la multe persoane. Îi cerem să înceteze cu acuzațiile mincinoase și dezinformările scandaloase cu privire la situația din România. Traian Băsescu a făcut destul rău acestei țări cât timp a fost președinte și continuă și acum să facă rău, mințind cu nerușinare, așa cum fac și acoliții lui, de exemplu, doamna Monica Popescu. Vrem de asemenea să vă spunem că suntem îngrijorați de mutarea competiției politice pe terenul justiției și de implicarea tot mai mare a instituțiilor de forță în soluționarea unei chestiuni care, în esența ei, este de natură politică. Ați văzut cu toții, partidul ridică mai nou acte de la Curtea Constituțională a României. CSM-ul sesizează inspecția judiciară împotriva unor lideri politici care au exprimat niște opinii și au pus niște întrebări. România începe să arate din ce în ce mai mult ca un stat polițienesc în care libertatea de exprimare este pusă sub semnul întrebării, iar persoane publice sunt amenințate și un întreg aparat de propagandă deformează realitatea și dezinformează în continuu. În toată această perioadă, pre- și post-referendum, o țară întreagă a putut să vadă încă o dată cine este Traian Băsescu și ce a înțeles el din democrație. Traian Băsescu își folosește acum toate resursele instituționale, bineînțeles informale, pentru a rămâne la putere împotriva voinței a 8 milioane de români. De fapt, acum asistăm la o încercare de lovitură de stat pe care o încercă Traian Băsescu. Ne întrebăm unde era Partidul General când oferta Anastase număra din 10 în 10 voturile de la legea pensiilor. Unde era Partidul General când Baconski ne spunea cum va aduce el 5 milioane de voturi din străinătate? Unde era Partidul General când PDL-ul cura miliarde de euro din banii europeni și din banii publici? Atunci Traian Băsescu nu le spunea oamenilor că mâine vine Partidul General la ei. Sunt convins, cu toții ne dorim o țară în care instituțiile statului să fie realmente independente, să fie lipsite de presiuni și amenințări, o țară în care aplicarea legii să se facă obiectiv și transparent. În final, fac un apel public către toți oamenii din instituțiile statului, asupra cărora se fac presiuni din partea regimului Traian Băsescu. Să nu le fie frică
să aibă curaj, pentru că nu sunt singuri. Au în spate 8 milioane de români care și-au exprimat prin vot dreptul democratic de a fi conduși de altcineva decât de Traian Băsescu. Și o forță enormă de care ar trebui să se sperie toate instituțiile statului pe care Traian Băsescu încearcă să le manipuleze și de care ar trebui să se sperie și Traian Băsescu. Domnul Ferențiu, ați vorbit și dumneavoastră de acea sesizare pe care CSM a făcut o de inspecția judiciară cu privire la afirmațiile care au fost luate la Dumnezeu, domnul Valojan și domnul Vecuța și domnul Dana. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Dacă acei oameni sunt bine intenționați, pot să cerceteze orice vor dumneavoastră. Ceea ce este curios este că în această perioadă în care vedem abuzuri nemai întâlnite vreodată și declarații cel puțin sfidătoare din partea lui Traian Băsescu și a celor din jurul lui și vedem că nimeni nu este deranjat din gașca dumneavoastră, dați-mi voie să am o reținere cu privire la imparțialitatea acestor instituții. Și aștept să fiu inclus și eu, datorită acestei opinii, în acest grup împotriva cărora se desfășoară o inspecție judiciară. Ar fi prima oară. În complicat, spun așa, cu potențial de intimidare și de credibilizare a justiției, afirmați de domnile. Dar acele afirmații, gen, aveți grijă, primarilor, aveți grijă, domnule Chestor, că eu te-am pus acolo. Domnule Chestor, ai grijă, le recunoașteți? Asta nu sunt cu potențial de intimidare. Domnule Chestor, parlamentarii de la dumneavoastră au decis că nu să aibă o ședință la Biroul Permanent pentru a discuta despre aveți și dumneavoastră în acele stenograme, pentru că potrivit postului ministru l-ați făcut zou, l-ați atacat, confirmați acele stenograme, într-adevăr, ați avut un conflict cu domnul Dobre, există ceva adevăr în acest program? Ceea ce se întâmplă în interiorul unui partid politic sau unei organizații sunt chestiuni interne și părerea mea este că lucrurile se fac în familie. Bineînțeles că există discuții în astfel de situații tensionate în interiorul Partidului Național Liberal și în interiorul oricărui partid politic. Repet, eu i-am spus ceva domnului Dobre în interiorul organizației noastre. Traian Băsescu a spus niște lucruri unor oameni și unor instituții în vârstă tuturor amenințări mult mai grave decât cele pe care le-am făcut eu de pe umila mea poziție către un coleg despre care am considerat la un moment dat că nu și-a făcut treaba așa cum trebuia să facă. Și dacă doriți, astăzi, la ieșirea de la partier, am văzut de domnul Rus, cum a spus cu subiect și predicat, a recunoscut de fapt că prima adresă trimisă la Curtea Constituțională a fost o adresă care, dacă rămânea așa, era într-adevăr pasibilă de sau suspectă de nerealitate. Dumnealui a spus că doar atunci când aș fi afirmat cu subiect și predicat în România sunt 18 milioane, 400 ceva de oameni, aș fi putut fi acuzat de fals. Acest lucru îl am spus și eu, domnul Dobre, și asta a fost și nemulțumirea mea în acea ședință. Faptul că a existat o bâlbială în interiorul Ministerului Administrației și Internelor, în ceea ce privește răspunsul către Curtea Constituțională.
aici stă fundamentul discuției noastre. Dacă, într-adevăr, era este ilegală, mi se pare o gravă problemă de imagine împotriva unei instituții care stă ca o umbrelă deasupra a tot ce înseamnă legiuitor în România. N-ar avea drept această instituție să se decredibilizeze în felul ăsta. Dar dacă e sau nu legal, așa era, cred că mai puțin contează. Important este acum să vedem câți cetățeni trebuie